În cadrul ședinței Comitetului Județean de Situații de Urgență Suceava, desfășurată astăzi, 22 octombrie 2020, orele 12, au fost adoptate două hotărâri, respectiv hotărârea numărul 48 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea rezilienței comunității și de diminuarea impactului tipului de risc aplicabile pe raza județului Suceava în scopul limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2. Precum și hotărârea numărul 49 privind avizarea și înaintarea către Ministerul Sănătății a listei de suplimentare a spitalelor și sectoarelor suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți COVID-19 în județul Suceava. Ținând cont de contextul epidemiologic actual înregistrat la nivelul județului Suceava, de statistica zilnică privind incidența cazurilor pozitive COVID la 1000 de locuitori, înregistrate la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, întocmită și prezentată de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, în cadrul ședinței extraordinare de astăzi a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava, Comitetul Județean a adoptat o serie de măsuri prin hotărârea numărul 48. Astfel, în localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3 la 1000 de locuitori, se aplică următoarele restricții corespunzătoare rate de infectare în conformitate cu dispozițiile imperative ale hotărârii de guvern numărul 856/2020. Desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și sau de concerte este interzisă. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și sau a băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă. Purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani în toate spațiile deschise. Conform analizei Direcției de Sănătate Publică Suceava, la data de astăzi înregistrăm un număr de 8 unități administrativ-teritoriale unde incidența cazurilor pozitive la 1000 de locuitori, fără focare, așa cum reglementează hotărârea de guvern 856/2020, este mai mare de 3 la 1000 de locuitori, este următoarea. Câmpul Lung Moldovenesc, cu o incidență de 3,26, Dorna Arin, cu o incidență de 4,72, orașul Frasin, cu o incidență de 3,18, Comuna Fundul Moldovei, cu o incidență de 3,78, orașul Gura Humorului, cu o incidență de 3,04, Comuna Sadova, cu o incidență de 3,84, orașul Siret, cu o incidență de 6,23 și Comuna Todirești, cu o incidență de 4,83. În ceea ce privește localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile se înscrie între 1,5 și 3 la 1000 de locuitori, au fost adoptate următoarele măsuri. Desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și de concerte este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a sălilor și a spațiului respectiv. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum a produselor alimentare și sau a băuturilor alcoolice și nealcoolice de tipul restaurantelor și cafenelelor în interiorul clădirilor este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6 dimineața, orele 23. Activitatea cu publicul a operatorilor licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului. Purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani în toate spațiile publice deschise, cum ar fi piețele, zonele de așteptare, târgurile, stațiile de autobuz, peroane și alte asemenea, promenadele, zonele unde se desfășoară sărbători publice sau pelerinaje,
exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale sau în proximitatea instituțiilor de învățământ, până la o distanță de 50 de metri în perimetrul școlii. Conform analizei realizate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, înregistrăm astăzi un număr de 21 de localități unde incidența acumulată a cazurilor în ultimele 14 zile se înregistrează între 1,5 și 3 la 1000 de locuitori. Respectiv, localitățile Andâncata, Bărăceana, Berchișești, Botoșana, Cacica, Comânești, Fălticeni, Grămești, Iacobeni, Ipotești, Mănăstirea Humorului, Mitocul Dragomirnei, Moara, Mușenița, Pojorâta, Rădăuți, Stroiești, Suceava, Șcheia, Vatra Dornei și Zamostea. Nu în ultimul rând, aș dori ca să fac o serie de precizări în ceea ce privesc măsurile adoptate prin hotărârea 48 de astăzi. Articolul 3 prevede obligativitatea instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a-și organiza activitatea astfel încât să asigure la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în condițiile stabilite prin Ordinul Comun al Ministrului Sănătății și Ministrul Afacerilor Interne. Totodată, se permite organizarea de cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu număr de participanți de maxim 25 de persoane în interior și maxim 50 de persoane în exterior și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite prin Ordinul Ministrului Sănătății. Se menține obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să asigure nasul și gura pentru persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani în toate spațiile publice deschise din municipiul Suceava, indiferent de tipul și natura acestora. O altă precizare se referă la stabilirea incidenței de 1000 de locuitori în ultimele 14 zile, în care nu se iau în considerare focarele din centre rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrele rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, inclusiv căminele, internatele și spitalele. Măsurile dispuse prin prevederile prezente hotărâri vor fi reevaluate de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava la expirarea termenului la care acestea au fost adoptate. Prin hotărârea numărul 49, privind avizarea și înaintarea către Ministerul Sănătății a listei de suplimentare a spitalelor și sectoarelor suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți COVID în județul Suceava, ținând cont de adresa Direcției de Sănătate Publică Suceava, numărul 27686 din data de 22.10.2020, privind propunerea suplimentării paturilor destinate tratării patologiei COVID-19 la nivelul unităților medicale din județul Suceava, înregistrată la sediul instituției prefectului județul Suceava cu numărul 20.666 din data de astăzi, luând în considerare situația epidemiologică actuală înregistrată la nivelul județului Suceava, în contextul numărului mare de pacienți COVID-19 internați în cadrul Spitalului Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava, respectiv în cadrul Spitalului Municipal Sfântii Doctori Cosma și Damian Drădăuți, motivat de statisticile prezentate de conducerea Spitalului Județean în cadrul ședințelor extraordinare ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava, din perioada 21-22 octombrie anul curent, cu privire la numărul mare de prezentări ale pacienților în unitățile corpurile de primiri urgențe ale spitalelor sus menționate în perioada curentă, Comitetul Județean a hotărât și a avizat propunerea Direcției de Sănătate Publică Suceava privind suplimentarea listei de spitale sectoare suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți COVID în județul Suceava, respectiv faptul că va disemina prezenta hotărâre după aprobare tuturor instituțiilor abilitate și o va înainta în mod corespunzător către Ministerul Sănătății, Departamentul pentru Situații de Urgență, respectiv la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției.